Dominic, noi avem o surpriză pentru tine. E acum prin telefon. Haideți să-i auzim vocea să vedem dacă recunoști. Las-mă aici. Bună! Hola! Bună! Hola! Bien, ¿qué tal? ¿Por qué no me dijiste nada? Era una sorpresa. Adică poate nu ne înțelege nimeni acum când vorbim în spaniol. Da, eu îmi pare rău, o să încerc, dar româna nu... Adică vorbesc mult mai bine spaniola sau engleza. Încerc. Pentru că tot vorbeam de tine, este vorba de Zandali Belodedic, da, fica lui Mio Drag Belodedic este acum prin Skype cu noi. Zandali, ce nume frumos ai și tu, vai, vai, vai! Mersi, mersi mult, mersi cu drag. Tu unde ești acum? Eu acum sunt la muncă, deci mă mișc, dacă nu vine toată lumea după mine. Dar sunt la muncă. Dar unde? În ce țară? Deci eu am terminat masterul în Monaco, în Franța, și am început să lucrez aici în Valencia. Că vreau să mă duc afară, că trebuie să fac o practică de 6 luni. Și cu toată asta situația de coronavirus, n-am găsit nimic afară, era foarte complicat și sunt în Valencia, la mama mea. Oh, superb, superb! No, nu vrei, uite, fata asta ta, prietena ta, nu vrea să mai plece din România și a făcut aici proiecte, nu vrea să vină să viziteze și ea Spania, una acolo, una acolo. Acum e mai complicat, da, exact, cu situația. Nu, dar eu vreau să vin în România să o văd pe ea, bineînțeles, tatăl meu și familia mea e acolo, deci... Ce puncte comune aveți voi de v-ați împrietenit? Ok, lumea poate să zică, da, domne, este fica lui Belodedic cu alul Lăcătuș, s-au găsit ele prietene. Dar în spate e o legătură între voi, clar. Deci când am fost în România, că eu am făcut practica de la facultate în România, în hotelul Sheraton, ea a fost, deci, prima fată care, bine, tatăl meu și mama mea m-a prezentat. Și părinții ei, care îi cunosc foarte bine. Și a fost, nu știu, suntem două fete foarte calme, adică ne înțelegem bine așa. Și eu în România mă simțeam cum un pic singură, adică nu prea cunoșteam pe nimeni. Și, nu știu, ea mă înțelegea, ea știe spaniolă și a fost foarte ușor. Ce discuții aveați așa între voi ca fetele? Nu știu, de toate, adică ea a început mai mult cu, ea mi-a povestit de la Madrid că ea a stat acolo și a studiat acolo și adică eu stau la Valencia, dar îmi place foarte, foarte mult Madrid și am început așa, mie îmi place asta, îmi place să ies, să beau ceva, nu știu cum. Și aveam multe subiecte despre care să vorbim. Da, ne știam bine, foarte mici, niciuna nu mai își aducea aminte, dar după ne-am înțeles bine de zi cu zi și ne vedeam des, am încercat să se simtă cât mai bine în țară și așa și ne-am de când eram mici? Da, chiar ne uitam la niște poze când eram mici și ne-am înțeles, avem încredere în una în alta, ne spunem tot aproape și având în vedere că vorbim spaniol amândouă, în România amândouă, dar vorbeam spaniol. Da, exact. Da, voi când vă întâlniți spaniolă vorbiți, da. Nu? Serios? Deci nu limba română. Da. Nu. Da, vorbim toată ziua, vorbim în spaniolă, prin telefon, prin WhatsApp. Doar dacă e o persoană care nu înțelege, mai o luăm și în română, da? Da. Noi obișnuite în spaniolă, la telefon, când ne vedem în spaniolă. Zandali, ce-ți place cel mai mult la Dominic? Ce calitate are ea? Ea e, adică eu când am cunoscut am văzut că ea e unică pentru că are foarte mult caracter, știi? Eu credeam că ea, adică eu nu sunt așa, eu sunt mai calmă și eu dacă mi se întâmplă ceva sau... Eu tac, știi? Nu, eu sunt ca tatăl meu. El e foarte, adică, bun, liniștit, el nu spune. Tu trebuie să-l împingi foarte tare ca să sară la tine, știi? Dar Alexandra, ea are un caracter foarte, foarte puternic și asta e foarte important și când încep munca, că dacă taci din gură, te mănâncă, știi, lumea. Și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că eu știu și pun mâna pe foc că dacă se întâmplă ceva, orice zi, și ea trebuie să
să dea, să zică ceva pentru mine sau să mă defend, nu știu cum să spun, ea e o să fac. Și asta mi-a plăcut foarte mult de ea. Amândouă sunteți fetele unor jucători atât de importanți pentru, pentru țara noastră, amândoi jucători de, de națională, niște embleme, da? Lăcătuși și Belodedici. O să te întreb pe, pe tine, Zandalica, să te lăsăm să-ți, să te duci să-ți continui munca, suntem recunoscători pentru că ai acceptat să întrerupi pentru, pentru noi. Cum a fost să porți numele acesta de Belodedici? A fost greu? S-au deschis ușile mai, mai repede? S-au închis, poate mai brusc? Cum a fost pentru tine? Pentru mine aici în Spania, eu nu cred că am simțit așa tare ca, de exemplu, eu cred Alexandra sau fetele alți jucători, pentru că aici în Valencia Papabelul cunoaște multă lume, dar nu așa mult ca în România. Dar, de exemplu, când am fost în România și am lucrat la hotel, îl cunoșteau și, pe urmă, și la facultatea mea am studiat în Marbella. Am studiat hospitality management și acolo aveam câteva profesori care îl cunoșteau și m-a ajutat foarte mult. Când am făcut și când am venit și la masterul, nu credeam, pentru că în Franța nu știam eu că era așa cunoscut internațional, și și la masterul îl cunoșteau și până la urmă nu știu, să mirează, știi? Mm-hmm. Nu? Deci, dar nu mi-a fost greu, adică nu. Eu sunt foarte proud de tatăl meu și de ce a făcut și asta. Da, și probabil că asta te-a ambiționat și pe tine, să duci și numele acesta mai departe, cât de frumos poți tu. Da. Da, super. Chiar da. Zandaliz, mulțumim mult de tot pentru că ai acceptat. Da, te așteptăm și pe tine aici la emisiune când o să revin România. Da, poate facem... vin și eu când trece tot asta. Exact. Facem o emisiune toate trei. Dacă vrei să mai spui tu ceva în spaniol, în turcă, în francez. Hablamos cuando termine. Bine. Un beso. Vale, suerte. Bine, vale foarte bine. Mersi foarte mult. Mulțumim mult de tot, Zandaliz. Zi frumoasă. Pa, pa. Ciao. Ei, ți-a plăcut surpriza? Da, nu mă așteptam, n-am vorbit cu ea zilele astea, foarte puțin. Și chiar nu mă așteptam să fie ea, nici nu știu cum s-a ajuns la ea.